O întrebare vine și pentru voi, domnișoarelor, doamnelor. Cum stați la capitolul condimente la ghivece? Serioasă întrebare. Cea mai frumoasă întrebare pentru domnișoare. Eu am încercat să cresc ceapă în ghiveci. Așa, și? Dar a crescut foarte subțire și nu avea niciun gust și am renunțat. Nu mai flori cresc. Condimentele nu le cresc. Dar de ce ne-ați întrebat? Aveți vreo informație interesantă? Noi, recent, am aflat că, de fapt, putem crește condimente în ghiveci. Ei, nu. Da. Da, nu le mai cumpărăm de la magazin, cum deodată praful ăsta îl putem găsi în ghiveci. Da. Condimentele folosite în bucătărie schimbă nu doar gustul mâncării. Acestea oferă bucatelor o aromă inedită, mai ales atunci când sunt adăugate în stare proaspătă. Să știți, fetelor. Ne-am obișnuit să folosim diferite condimente la bucatele pe care le preparăm. Deseori le cumpărăm la pachet din magazin, dar de fapt am putea să le avem chiar la noi acasă, mereu proaspete, în ghivece, anul împrejur. Coriandru, chimen, leuștean, pătrunjel, busuioc, salvie, cimbrișor, rozmarin sau melisa. Toate aceste mirodenii pot fi crescute în ghivece fără mari bătăi de cap. Astfel le putem avea proaspete și la îndemână oricând. Când iei o plantă verde și o tai imediat și când simți mirosul, aroma asta puternică așa cum e, e perfect. Alt avantaj ar fi că ai la dispoziție planta oricând. Consum doar atâta cât ai nevoie și restul lași planta crește. Pe lângă faptul că melisa poate fi folosită la prepararea unui desert delicios sau la o ceașcă de ceai, această plantă este un decor minunat în casa noastră, care are și un miros deosebit. Plantele aromate, în genere, au un specific. Atunci când sunt consumate, când sunt rupte, cresc mai bine. Deci, asta e un mic secret, să zic, pentru plantele aromate care le crește la ghiveci. Planta se bucură atunci când este consumată. Mirodeniile pot fi luate acasă în ghivece, carăsat sau pot fi semănate direct din semințe. Apariția lor variază însă de la caz la caz. Cresonul va răsări a doua, a treia zi. Rozmarinul de la 3 săptămâni până la 4 săptămâni și până mai și crește. Melisa în două luni jumate crește atât până la ce se vede acum. Plantele devin cu atât mai aromate cu cât și spațiul în care sunt amplasate este însorit. Mare majoritate a plantelor, rozmarinul, cimbrișorul, oregano, ardei iute, care apropo totul avem la ghiveci, preferă locurile totuși însorite, cu multă lumină, multă căldură. Și dacă găsim un astfel de loc în casă, crește perfect planta. Nevoia de apă diferă de la o mirodenie la alta. Menta preferă umiditatea și umbra, spre deosebire de restul plantelor aromate folosite în alimentație. Doar asta e asemănarea vizuală, totuși sunt plante diferite, lavanda și rozmarinul. Rozmarinul totuși se folosește ca un condiment și lavanda se folosește mai mult pentru arome, pentru înfrumusețare. În ghivece se găsesc și unele plante frunzoase folosite în prepararea salatelor, cum ar fi mangoldul, care seamănă izbitor cu frunzele de sfeclă roșie. Un tip de salată care este apreciată, de fapt, pentru tulpină. Prețul condimentelor în ghivece variază de la 23 la 28 de lei, iar răsadul costă în jur de 10 lei. Plantele pot fi crescute cu succes și afară în funcție de temperatura aerului.